Bună dimineața, oameni buni! Dimineața. Am ieșit la plimbarea de dimineață, prima parte celor 10 km pe care îi facem zilnic și am venit la o terasă aici. Am băut o cafea, un fresh, o apă și ne-am luat tichete pentru El Teide. O să urcăm cu teleferic, o să vă arătăm și vouă și pe parcurs probabil că mai facem niște trasee prin munți sau după sau... Și chiar am, noi fiind aproape de malul mării cu apartamentul, ne lăfăiam acolo pe balcon și ziceam, ia uite ce frumos, că vedem și mare, avem propria noastră terasă. Dar am constatat că totuși sunt anumite avantaje pe care le ai la o terasă reală pe malul mării. E, poți să mai vezi luna care se plimbă, oameni fericiți, relaxați. Te mă lipsești și tu de la relaxarea lor. Am observat cât de îngrijită este plaja, cum au niște suflători cu care îndepărtează nisipul de pe alei, de aici greblează. Foarte, foarte interesant este să fii în mijlocul acțiunii totuși. E foarte bine amplasată terasa asta și e chiar la intrarea în la limita Las Americas. Las Americas și Los Cristianos, nu? Da. Că cum e asta, plajă? Deci a venit lumea la plajă, deși dimineață. Iese și soarele. Da, cred că va fi o zi frumoasă astăzi. Dar noi am ales să mergem la munte. La 3000 și nu știu cât e El Teide, 3400 sau 3700 sau... Vom fi acolo, numărăm câți metri urcăm. Da. Foarte mulți oameni fac sport, aleargă, merg. E mișto și să auzi zgomotul tacâmurilor și tacâmurilor. Da. Suntem pe drum spre El Teide, unde ne-am făcut programare. Nu, ne-am luat biletele online pentru, dacă vreți să veniți pe El Teide, când veniți în Tenerife cu telefericul, să vă luați bilete online din timp, pentru că am pățit de multe ori că am fost acolo și nu mai erau locuri. Da, și avem programare la ora 12:40. Da. Și ne-au trimis atenționare că dacă întârziem, pierdem locul. Da, păi fiind multe lume dornică și fiind telefericurile astea, sau telefericile, sau cum se numesc astea. Da. Din când în când filmează în față, că pe mine mă cunoaște lumea și nu sunt top model sau manechin. E frumos aici în prejur, împrejur. Da, tocmai am trecut pe lângă niște plante spectaculoase, toate înflorite, mii, zeci de mii în jurul nostru. Am vrut să oprim, dar ne-am gândit prea târziu și au dispărut plantele. Probabil vom reuși să oprim când coborâm de pe El Teide spre casa noastră. Și până atunci să vedem ce mai vedem, că se pare că s-a schimbat destul de mult natura de când am fost noi acum vreo săptămână pe aici. Suntem bine răsturnat cu rădăcinile crescute invers și avea încă și în pământ rădăcini. Aici sunt grupuri de oameni care au venit în excursii cu ATV-uri, cu mini-bug-uri de alea, cum se numesc alea? Da, buggy, nu știu ce. Buggy. Multe, multe plante sunt acum înflorite, în timp ce acum o săptămână nici nu le-am văzut, nu existau. Adică, mă rog, existau, dar nu aveau floare să le observăm. Și suntem foarte curioși ce mai vedem. Intenționăm să vedem ce reușim din intențiile noastre, după ce mergem cu telecabina, să facem și o drumeție prin zona asta. Vedem unde vom porni. Oricum, vă luăm cu noi și veți vedea. Am intrat în zona de peisaj selenar de aici, din Tenerife, din apropierea vulcanului El Teide. Intenționăm să ne plimbăm, dar cum spuneam, să vedem ce se întâmplă după ce coborâm de pe munte din
telecabină. Până atunci rămânem la stadiul de intenție de a ne plimba. Vedeți și în față ce frumos se vede. Da, când vezi așa suprafețe mari acoperite de lavă și de cantități din astea masive, masive, munți întregi. Și sunt stâlpul pe mișto cu telefonul. Da. Munți întregi de lavă. Te gândești de ce amploare o fi fost erupția vulcanică ultima care a avut loc și de unde a apărut toată magma asta. Mai speri oamenii că și așa auzi când vine în Tenerife că vine vulcanul peste ei, dacă le spui ce amploare, gata. Am mai pierdut niște clienți și nu mai îmi dă primarul aia de cetățean de onoare din Tenerife, cum mi-a promis. Da, da, da. Nu știu dacă vei putea dormi la noapte de grija asta. Da. Am ajuns sus la punctul de embarcare, la teleferic. Am lăsat mașina acolo jos undeva. Ia să vedem unde-i. E în dreptul barierii aia noastră, aia albă, care e cu fața în jos, și am urcat la pas. E full de mașini și de oameni. De-aia v-am zis să vă faceți programare dacă veniți aici. Și așteptăm să urcăm cu telefericul. O să ajungem până la 3000 și ceva de metri. Suntem destul de înghesuiți în telecabină. Probabil că eficientizează drumurile până sus. Și cei care au coborât erau tot foarte mulți. Cred că am mai urcat cu telecabina acum vreo 15 ani, probabil, aici, pe Elteide. De atunci n-am mai reușit. Am mai încercat de vreo două ori și nu știu de ce n-am mers. Încercarea n-am reușit. Și acum s-a potrivit să putem merge. Am pornit la drum. Suntem la 3000 ceva de metri. E foarte rarefiat aerul. Am venit pe o cărare care o vedeți acolo de la teleferic. Și explorăm să vedem ce se mai poate vedea de aici de sus. Norii sunt mult dedesubtul nostru. Acolo e chiar vârful, de unde a izbucnit vulcanul. Toată zona asta
este împrejmuită de un gard care înconjură zona de plecare, sosire a telecabinelor. Și mă întreb pentru ce? Ce pericol ar fi putut să fie? Ca animale sălbatice prea periculoase pe aici nu cred că sunt. Răufăcători, poate. Nu știm. Sunt niște flori foarte interesante aici. Seamănă cu panseluțele, cu trei frați bătații noștri. Da. Chiar în vârf. Actuală. Se vede frumos. Și uite, vezi, noi ne plângeam că era norat zilele trecute și nu prea am stat la plajă. Tu te-ai și cam întristat că n-ai avut parte de soare, fiind meteodependent. Și uite, de fapt, e plafonul de nori foarte jos. Foarte jos, da. Deasupra coastei. Trebuia plajelor. Să venim aici la plajă, vezi, ne-am gândit. Da. Uite, acolo sunt mașinile, vezi? Mici se văd de aici, de la rețetă. La vita. La vita. La vita. La vita. Porque le han dado millones de chinos. Se echa pinegal. Aquí hemos comido mucho, que baja más rápido. Am pornit la vale de la vulcan. Am găsit un restaurant la Villa Flor unde o să mâncăm și am mai oprit un pic să mai filmăm puțin vulcanul și zona asta de aici. E foarte interesantă cu stâncile astea. Peisaj selenar. Un relief foarte, foarte, foarte interesant. Am ajuns la Via Flor, am mai fost aici așa, trecut, am mai filmat, am fost la un restaurant să mâncăm, când am fost la El Gordo, nu, Diana? Da, El Pino Gordo. El Pino Gordo. Pinul gras. Pinul gras. Un orășel de munte, așa. Sunt 14 grade jumate aici.
E mult mai răcoare ca jos. Și mai răcoare decât asta iarnă. Se aude aici un fântână. Cu siguranță. Dar unde ai zis că mergem? Că eu n-am fost. Nu mai știu cum ești la restaurant, dar îl găsim imediat. Când alegi tu ceva, mă duc cu ochii închiși, sunt sigură că va fi bine. Mulțumesc de încredere. Nu cer detalii. E un restaurant micuț de familie, era bucătăria deschisă acolo cu oale gratise. E cotat foarte bine pe Google, 4,8 are. Mi-a dus gustarea și un bar de vin rosé, o salată, arată foarte apetisantă și cu legume proaspete și pâine, nan bread cu legume. Un fel de aia, cum au italieni, nu știu cum se numește. Bruschetta, da. A venit și felul 2, am luat carne de capră. Arată foarte bine. Și Diana a luat cod, thank you. Te luat cod, nu? Cod. Doi? Poftă bună! Mulțumesc la fel și tine! Și nelipsiți-i de la orice masă cartofii canarieni! Am primit un pește cod deosebit de bun. Ia uitați ce fraged este! Cu niște fâșii de ardei căliți, fierți aici în sos. Foarte, foarte bun! Nu știu ce bun. Delicios. Am plecat de la restaurant, am mâncat excelent. Și mergem la mașină și mai facem o plimbare. Ne-a invitat Maria de la Transilvania la o porție de papanaș, a fost foarte bun de la trecut, am tot lăudat-o și drept bonus că am tot lăudat papanaș și ne-a invitat să mâncăm niște papanaș proaspeți. Nu dau seama acolo dacă e marea cum sunt norii sau e doar înorat așa și te vede cerul. Ce flori sunt astea, Diana? Sunt foarte suculente, dar n-am văzut așa culori. Ce foarte frumoase. Am mai roșu ăsta atât de aprins. Plante suculente. Din care se fac sucuri? Nu, ele conțin suc. A, ele conțin suc. Foarte interesante. Și de multe feluri. E chiar aici, lângă biserică, restaurantul. L-am găsit pe Google, avea 4,8. Ceea ce e foarte mult. Dorada este berea aia care au ei, locală. Pentru cei care vor să rezerve, ăsta e numărul de telefon. Se numește restaurantul Los Cipreses. O fi deschisă biserica? Să aruncăm o privire? Da. Da, pe partea asta e deschisă. Hai să ne uităm pe acolo. Au tot filmat ceva unii, am văzut că au tot filmat. Și astea ce flori sunt? Osteospermum se numesc. Zice, fără pantaloni scurți. Deci, dacă vrei, poți să intru să filmezi. Intră tu și filmezi atunci. Eu sunt pantaloni scurți. A intrat Diana să filmeze, așa că o să vă arăt de la... Ce-a filmat ea? Ce-i înăuntru? Am intrat, o biserică catolică foarte frumoasă, cred că și foarte veche, cu arhitectură tipică. Cred că sunt și niște influențe locale din insulele Canare în ornamentele astea din lemn.
Da, cu toate elementele specifice bisericilor catolice, Fecioara Maria, reprezentată în centru, sculpturi, spre deosebire de biserica noastră ortodoxă, unde rare ori, aproape niciodată nu vezi sculpturi. În bisericile catolice predomină sculpturile, mai puțin icoanele. Uite și niște icoane în bazorelief cu patimile Mântuitorului. Da, frumoasă biserică. Au și activități. Ne-am oprit un pic la Grandia, ne-am luat niște fructe, am mâncat cireșe, căpșuni, smeură. Și chiar a remarcat acum când am urcat în mașină, când am plecat de la Iltei de acum vreo 30 de kilometri, 40, abar n-am cât e până aici. Aveam până la pompă 380 de kilometri și acum avem 390 din cauza că a fost doar coborâș de pe munte și n-am folosit deloc accelerația, am folosit doar frână. Și atunci consumul a fost, nu zero, a fost minus, adică ne-au mai dat ei benzină. A recalculat. Da. Los Abrigos, 8 km. Și acum mergem spre Papanașii Mariei de la Transilvania. Tot fără accelerație. Tot în coborâre suntem. Coborâre. Am căutat să vă filmăm florile acelea multe și interesante pe care le-am văzut când am urcat spre LTID, dar nu le-am mai găsit pe partea de unde am venit. Erau câte una, două aici, colo, dar în zone unde nici vorbă nu aveam cum să oprim. Dacă vom mai avea ocazia, zilele astea o vom face cu drag. Am ajuns la Transilvania, așteptam Maria cu Papanași calzi aici. O să punem pe ei, ce bine arată. Foarte bine arată. Am trecutat când am mâncat cu Sorin. Am mâncat cu unul amândoi. Foarte bun. Excelent. Foarte bun. În sfârșit am găsit această plantă cu totul și cu totul deosebită. Aici, aproape de drum, avem acces la ea, este plină cu albine. Mă întreb ce gust o avea mierea produsă de polenul din aceste flori. Este o minună planta asta. Am plecat de la Transilvania spre casă, am stat vreo oră pe acolo. Ne-am mai odihnit un pic, am mai dat niște meluri. Și acum am ieșit din nou, am venit în capăt la Los Cristianos. Să vedem apusul de aici, nu mai văzut niciodată din partea asta. Și ne uităm la Marea Buciumată, așa. Ne-am găsit un loc deasupra unui hău, așa. Care construcția neterminată acolo. Uite acolo construcția. Și ăsta e blocul nostru, galben. Apune și soarele. E superb acum, niște culori extraordinare.
O să continuăm vlogul mâine. Bună dimineața, oameni buni! Cred că n-am mai filmat azi, nu? Nu, astăzi e a doua zi de când am început vlogul. Și... Bună dimineața tuturor! Am fost în locul în care v-am filmat ieri, la cafeneaua respectivă, n-avea rost să mai filmăm încă o dată. Am făcut și mișcare, am făcut deja 3 km pe ziua de azi. Da, și nici nu i-am simțit, ni s-a părut că n-am făcut nimic. Și nici nu i-am simțit. Și... Am venit puțin la plajă, după care o să mergem la restaurant. Am făcut rezervare la un restaurant libanez, arab. Middle East, arab, da. Ceva mai fusion așa. Azi e ziua lui Diana și îi spun cu la mulți ani cu această ocazie. Mulțumesc, iubitul meu. Și am vrut să facem iară rezervare, adică am vrut să fac rezervare la un restaurant trecut în ghidul Michelin, dar toate pe care le mai aveam de bifat au doar seara, după ora 6, și noi nu mâncăm decât la prânz, cum v-am precizat mai de mult, și se și vede, cred că pe noi, că am slăbit destul de bine și ne simțim foarte bine și chiar nu ne mai vine să mâncăm seara deloc. Deși în fiecare seară mergem la plimbare printre terase care răspândesc o grămadă de arome și mirosuri ademenitoare, dar nu prea ne mai tentează. Din păcate, tot ce frumos termină repede, vacanța s-a cam terminat, vacanța în Tenerife, că în rest vacanța mai o să vină, că vine vara, dar vacanța din Tenerife s-a terminat și mâine vom pleca înspre casă, nu? Mâine vineri, nu? Da, și de luni apucăm de treabă. De luni apucăm de treabă. De treburile noastre fiecare. Pentru câteva zile, după care o să plecăm weekendul celălalt la Ineu, la Conac. O să ajungem vineri, sâmbătă suntem invitați împreună cu Gașca, Zurli, Marian Adventure și restul găștii care au mai fost la Vorța. Care au mai fost, Ștefan Jicolo o să vină și mulți alții. Suntem invitați la Vasile Blidar la Batania, unde are casa acolo, primul sat în Ungaria. Din Ungaria. La Cireșe. Vine suntem și la Cireșe. Fiul meu Radu. Părintele Radu, că vrea să facă și o sfeștanie, se numește la noi sfeștanie. Da, sfințirea casei Vasile după ce a renovat-o. Și deci o să fie gașcă destul de mare. Și dacă copiii au noroc să le iasă și pașapoartele la timp la Iustin și la Maria, care au expirat, o să vină și ei cu noi. Da. Să sperăm că o să poată și le obține până plecăm. Am înțeles că azi merg la Rad la pașapoarte. Da? Nu, nu știam. Da. Vedem ce vrea Dumnezeu. Dacă nu, o să vină doar Radu și asta este. Ne e foarte dor de nepot și ne place să vin cât mai mult timp cu ei. Și de aia ne-am fi dorit să fi venit și ei. Dacă nu, duminică oricum o să sărbători la Conac, că e ziua lui Iustin, face 10 ani. O ține numai în petrece, numai în zile de naștere, numai în onomastici. Nu? Da. Alaltieri au fost Constantin și Elena. Da, Sfinți Împărați, pe 21. Ne-am bucurat de dimineață că au fost vreo 4 sau 5 zile doar în orat și ne-am bucurat că azi e soare, era soare puternic când am fost azi dimineața la cafea. Dar acum văd că din nou norii ne-au năpădit. Eu fiind funcționând cu energie solară, am luat-o mult înaintea mașinilor pe baterii solare și aveam baterie sub 10%, m-am mai încărcat azi dimineață la soare un pic, când am stat pe terasă acolo, cred că acum am vreo 21% baterie, sper că mai prind ceva soare să mă duc la măcar la jumate, să
Lăsând gluma la o parte, sunt meteo-dependent și în momentul când e norat, deja sunt plioștit așa, sunt fără chef, fără vlagă, fără... De-aia mi-am zis că îmi place foarte mult Marea Britanie, Anglia, Londra, dar n-aș putea să stau niciodată acolo din cauza faptului că e foarte mult norat și foarte mare perioada anului în care plouă și e vreme urâtă. Dacă ar fi fost clima altfel ca aici, Tenerife, de mult era mutat la Londra, cred că de 20 de ani. Da. Așa e. Ne place mult Londra, cu toate că eu n-am reușit să ajung atât de des cât mi-aș fi dorit. A fost mai mult Sorin. În ultimii ani am tot fost împreună la târgurile de flori și acum anul ăsta în iulie, pe acum 3 2 iulie ani mergem, fost, nu? Acum 2 ani am fost la Chelsea. Pe 3 iulie mergem la Hampton Court. Hampton Court, la târgul de vară de la Londra. Trebuie să facem și vlog de acolo, că e super fain. Târgul de flori, da. Vin tot felul de firme care vând toate soiurile de flori din lume. De acolo am luat și foarte multe flori pe care le avem la Frumușani, bujori. Ce flori am mai luat, Diana, că tu știi mai bine? Lalele, narcise, plante cu bulbi am luat. Dar să vedem acum, nu intenționez să mai cumpărăm multe plante pentru că vom călători mult mai mult și eu nu voi mai fi atât de mult acasă. Cât timp voi fi acasă, mă voi concentra probabil mai mult pe pictura de icoane, că sunt datoare multora cărora le-am promis că le voi picta. Cred că 5 ani de acum încolo, dacă tot pictez, tot nu termin. 2, cel puțin. Da. Și în rest, am zis să ne bucurăm așa unul de altul, de faptul că am crescut copiii, sunt mari, nu mai avem obligația de a-i supraveghea și e frumos să ne vedem și de casă și de călătoriile împreună și fiecare de profesia noastră. Problema este că e prea frumos la Frumușani și plecăm cu greu tot timpul în vacanță în altă parte. Da, da, da. Așa este. Mai ales dacă e perioada cireșelor, vai. Sau când înfloresc, încep să înflorească toți trandafirii. Da, ne pare rău să plecăm. Dar nici nu ne putem face vacanțele, mă rog, nu sunt toate vacanțe, unele sunt vacanțe, altele călătorii utilul cu plăcutul, un oarecare folos, da, nu neapărat de plăcere sau doar de plăcere, cum spui, îmbinăm utilul cu plăcutul de multe ori, da. Ne-am propus să și citim astăzi, să vedem dacă reușim, pentru că în ultimele zile am avut foarte, foarte multe activități. Acum nu vi le-am arătat pe toate. Cred că n-am stat o zi de acum, de când am venit aici. Da. Tot timpul am avut, în fiecare zi am avut ceva de făcut. Da, și a fost minunat, ne-am simțit foarte, foarte bine. Și... Dar nu puteam să vă arătăm totul, pentru că poate pentru voi așa din exterior nu era atât de interesant cum mi se părea nouă. Și... Oricum, ce am făcut diferit față de alte călătorii, am filmat tot timpul. Mă uitam că nu mai știam dacă am apăsat pe filmare, că am mai pățit, știi, cum era bancul ăla. Am vrut să fac o poză și am apăsat pe filmare, știi? Și nu mai știam dacă am apăsat, dar am apăsat, adică am filmat. E plin de lume la plajă și chiar dacă e norat, că na, oamenii au dat banul, uitați-vă, e plin de oameni pe șezlonguri. Da, au venit și că era... Suntem chiar aici în fața blocului era nostru. Era foarte soare înainte. Sunt palmieri ăștia care vi-am mai prezentat în alte videouri și în față vedeți blocul nostru după palmieri, după terasele alea cu galben. Și... Chiar dacă e norat, lumea face baie în mare, apa e destul de caldă, sunt vreo 23-24 de grade. Și fiind Oceanul Atlantic, e foarte dinamic așa, pentru că sunt valuri multe. O grămadă de feriboturi aici, le-au zis dimineața pe la 6:30 când pleacă, ne dau câte un semnal, ne salută tot timpul. Suntem în drum spre restaurant, tare frumos amenajat aici.
Ne spunea Lili că e primarul de nu știu cât, de 15 ani, de 20, normal că botează lumea dacă e tot amenajat, tot e curat. Taxele sunt rezonabile, plajele sunt bine puse la punct. E o plăcere să mergi de pe jos dintr-un loc. Da, uitați-vă ce parc așa printre blocuri, cu ce copaci frumoși. Și foarte frumos. Foarte bine amenajat, gazonul tot timpul udat, tuns, frumos. Uite și Leandre acolo. Și alți. General organizat totul foarte bine. Sau cel puțin mult mai bine decât suntem noi obișnuiți să vedem. Am luat-o pe jos, că e 1,5 km până la restaurant de la noi de acasă. Și mai adăugăm acolo la cei 10 care îi face zilnic, mai punem acolo un cui. Am ajuns la restaurant, e un mall aici unde am văzut vreo 3-4 restaurante foarte bune care sigur sunt vizitabile. Chiar vis-a-vis un steak atelier cu fripturi, dar sunt și sus și jos, au și loc de joacă mișto pentru copii. Arată foarte bine restaurantul. Foarte chic. Înseamnă că n-avea review-uri degeaba. Foarte chic aranjat. Fără să fie pretențios, cu fețe de masă, cu nu știu ce, e foarte aerisit așa și în același timp modern, elegant, chic, ăsta e cuvântul, da. Cred. Hai să vedem cum a fi și mâncarea, nu? Cred că e bună, că nu ne aduceai tu într-un loc unde nu e bună mâncarea. Sunt sigură. A venit și humusul. Arată foarte bine. Și pita, am comandat pe pită arabească și lipie. Să vedem care cum e. Tot așa arată foarte bine, nu? Da, și așteptam salatele. Am luat și salată fanguș și tabule. Și parcă ai mai luat tu ceva? Sau, nu înșel, parcă ai mai luat ceva? Am mai luat ceva dumplings, ceva găluște, da. Da. Asta, boia. Hai să vedem. Am mai venit și salate și acum Diana la, cum se numește? Asta este fatuș. Fatuș. Și asta tabule. Fatuș și tabule. Fatuș. Da, cu salată verde, castraveți. Arată foarte bine. Lipie, fresh așa. Coaptă, asta nu e prăjită, pare coaptă. Lipic, ceapă. Da, și acolo pătrunjel verde, roșu, ceapă. Ăla cum se numește, tabulet, nu? Și grâu bulgur, da. Tabulet e ăla. Da, și nu știu asta ce este. Nu-mi vreau să gust. Mi-a dus și dumplings alea sau sambuca, cum zic ei. Una a zis că e cu carne, una cu brânză și una... cu spanac. Dacă mai mănânc și asta, nu mai mănânc felul 2, la revedere. Iar am comandat prea mult. Arată bine așa. Foarte bine, excelent arată, da. Gustăm în fiecare ce te facem, asta este. Sunt parmentier, there is a bit of cream, with some caramel spices, and I'll come back, ok? Thank you. Si, basu. Arată foarte bine. Foarte bine. E file și niște legume. Si, bas file, să vedeți ce bine e. Legume. La tigaie. Foarte bună mâncare, bună acum. Da. La shank. Wow. You got this. Big one. Yes. If this I knew way. I didn't order so much in the beginning. It's okay, you can always take away. What is this? This is lasagna, this is a fish. Jessica, this in here, oh no, sorry, this is olive oil and pepper, dust. And this is lasagna. In here, you got some mashed potato underneath, you got some paprika, some curry, and in here you got some honey palm, on the top with some spices. Well, thank you very much. Bon appetit. Thank you. Mamă, cât e miele, am văzut că e o porție mică, normală. Am plecat de la restaurant, am luat-o pe altă parte, dar tot la fel de frumos, cu copaci foarte frumos tunși, gazon pe jos.
tot felul de bloculețe de astea bine îngrijite. Și leandre astea peste tot, peste tot, înfloriți. Foarte bine împrins anul ăsta, ca și perioadă. Nu? Păi în mai, cele mai multe flori, că după aia vine căldura. Barul ăsta aici, vezi? Da. Sau restaurant. Uite-o ce acolo pe balcon, chiar în colț. În colțul balconului. Da, da, da. Eu am crezut că e statuie. Dar nu e statuie, nu? Da, da. E statuie? Da. Ah. Eu am crezut că e vie. Și am crezut că e statuie. Uite și asta. Plin, plin. Foarte curat peste tot, foarte bine îngrijit. Mai are spații de verzi. Da, civilizat. Și e plin de spații verzi, adică nu e ca la noi, betoane sau ceva. Foarte bună organizare. Urbanizare, urbanistică. Bine, bine întreținute și aș mai avea o observație de făcut. Nu sunt puse la noi plantele. Uite cât e cactusul. Da. Zi. La noi plantele sunt ghesuite foarte tare ca să se ia comisioane probabil sau nu știu pentru cât. Panseluse cu 5 euro. Da. Sunt și prețurile exagerate. Dar și sunt foarte greșit plantate din punct de vedere al arhitecturii peisagistice. Adică nu se ține cont de dezvoltarea lor ulterioară. Ele, de când sunt foarte mici, pomișorii ca niște nuielușe sau eu știu, exagerez acum un pic, sunt puși unul lângă altul și peste câțiva ani, urmează 2-3 ani, urmează să le scoată și să irosesc toate plantele alea. Care sunt da, da, primarul și-a luat cașcavalul. Exact. Păi nu interesează că o să fie, ce o să fie peste câțiva ani, că poate nu mai câștigă alegerile, să ia bani atunci, comisionul și gata. Da. 90% din primare așa sunt. Ăsta a fost ultimul vlog din Tenerife, mai bun, de aici, din apropierea stâncii lui Ștefan, pe care o vedeți în imagine. Suntem la Playa Las Americas, în față la Villa Cortez, pe malul unei piscine naturale, cu apusul de soare în față. O să vi-l mai arăt după ce întorc camera. A fost o călătorie minunată, dar tot ce e frumos termină repede, nu? Da, bine că a fost. Da. Ne bucurăm că a fost. O să continuăm să ne vedem din alte locuri frumoase. Abia de acasă, de la Frumușani, din grădină, și o să venim și cu alte surprize. Doamne ajută, o seară minunată, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine și vă las să contemplați apusul împreună cu noi. La revedere!